Suntem martorii unei zile care intră în istorie. Regatul Unit își conduce regina pe ultimul drum într-o procesiune urmărită în întreaga lume. Am urmărit imagini în direct aici la Digi24 și comentăm toate aceste evenimente împreună cu Ioan Luca Vlad, avocat și consilier al familiei regale. Este alături de noi și Teodor Paleologu, diplomat, președinte al Fundației Casa Paleologu. Bună ziua, mulțumim pentru prezență. Domnule Ioan Luca Vlad, mulțumim că ne-ați ajutat să urmărim toată această slujbă din Catedrala Westminster Abbey. Emoționantă și impecabilă această slujbă. În stilul efectiv britanic, totul s-a desfășurat ca la carte, au participat toți reprezentanții statului britanic, ai Commonwealth-ului și al celorlalte state din jurul lumii. Acum vedem continuarea, ceea ce vedem aș vrea să explic publicului. Primii din procesiune sunt poliția călare canadiană, deci vedem o procesiune la care participă statele din Commonwealth, urmate de niște persoane în civil, care sunt staff din cadrul NHS-ului, ca simbol al recunoștinței față de rolul lor în pandemia de COVID, după care vin forțelor armate din Commonwealth și serviciile militare. Aviația, armata și marina, urmate de, sigur, de afetul de tun pe care este sicriul reginei. Un moment istoric la care vă mulțumesc pentru invitația de a participa, care va fi urmat din nou împreună la ora 6 de slujba de încredințare în capela de la Windsor, în capela St. George, și care a transmis de fapt două lucruri. Unu, mulțumire pentru simbolul și persoana care a fost regina, și doi, alinare pentru familia sa. 4,1 miliarde, domnule Paleologu, așteptare din partea publicului telespectator de această dată, probabil una dintre cele mai privite, cele mai vizionate, unul dintre cele mai vizionate evenimente la nivel mondial din câte cunoaștem. De unde această energie, de unde această așteptare, cum de un astfel de eveniment reușește să strângă într-un singur, practic să oprească lumea pentru câteva clipe? A mai fost o înmormântare comparabilă ca grandoare, mă refer la înmormântarea Papei Ioan Paul al II-lea. Și nu întâmplător vorbesc de Papa Ioan Paul al II-lea, pentru că și regina Marii Britanii are o dimensiune sacrală. Sigur, e monarhie constituțională, monarhie modernă, cu bunele și relele modernității, dar este totodată o monarhie care are un ceremonial religios. Vedem la înmormântare, vom vedea în curând la încoronare, tot ceremonialul britanic își păstrează dimensiunea simbolică încă din Evul Mediu și asta face forța extraordinară a monarhiei britanice. Acum, dincolo de dimensiunea aceasta spirituală, sacrală de care vorbeam, este vorba de istoria Angliei. Atunci când este înmormântat un monarh, se celebrează o dinastie. La fel a fost și în momentul înmormântării regelui Mihai. Era vorba despre persoana regelui, dar nu numai despre persoana regelui, ci și de toți strămoșii lui. La fel și în cazul reginei Elisabeth, atunci când ea este înmormântată, e vorba de o celebrare a valorilor comune ale Marii Britanii și ale Commonwealth-ului. Foarte important că nu e vorba doar de Marea Britanie. În cazul de față, cred că e vorba de un eveniment planetar, pentru că n-au mai fost niciodată atâția șefi de stat, șefi de guverne, miniștri, șefi de case regale care nu sunt la putere, împăratul Japoniei, da? Deci niciodată nu s-a mai văzut așa ceva, este cu totul unic. Și nu în ultimul rând, foarte important, e vorba de personalitatea reginei. Deci avem mai multe elemente, dimensiunea, dacă vreți, sacrală, simbolică, spirituală, religioasă, dimensiunea națională, istorică, și, evident, aceea personală, da? Meritele extraordinare ale acestei regine, care a domnit timp de 70 de ani, impecabilă, mereu impecabilă, cu grație, cu umor, cu inteligență, cu finețe. Deci toate motivele astea explică ce vedem acum. Eu vă spun, nu sunt deloc mirat. Așa mă așteptam să fie înmormântarea reginei Elisabeta, dacă nu în Marea Britanie, atunci unde? Da? Sigur că suntem impresionați de coreografia asta perfectă,
perfectă, da? Totul este absolut perfect. În același timp este și multă emoție. Coreografia perfectă nu elimină emoția. Eu nu sunt britanic, dar să știți că îmi dau lacrimile când văd. Acum m-am mai potolit-o leacă, dar evident că îmi dau lacrimile, că e foarte impresionant, tocmai pentru că o înmormântare de rege răscolește ceva foarte profund în fiecare dintre noi. Cred că a fost foarte emoționant momentul în care sicriul reginei Elisabeta a fost dus de la Westminster Hall la Westminster Abbey și am auzit acel cordat, cimpoiul a răsunat. Cred că a fost momentul în care cu toții am... Dorințele reginei Elisabeta și lamentația de la final, tot cu cimpoi, a fost inclus în acest program chiar de regină personal, pentru că știți că avea un cimpoier regal care când era la Balmoral dimineața îi cânta la cimpoi pentru trezire și este ultima apropiere de această muzică. Două cuvinte despre buchetul care însoțește, între timp cortegiul ajunge și la Palatul Buckingham, care însoțește buchetul acela de flori care este pus pe sicriu și aici a fost o insistență din partea regelui Charles să compună următoarele. E vorba despre rozmarin, e vorba despre stejar englezesc și mirt. Aici poate ne explicați exact ce fel de plantă e și florile au trebuit să fie neapărat cu nuanțe roz, auriu, vișiniu intens cu note de alb, toate însă au fost tăiate din grădinile reședințelor regale. Da, mirt, cum este în engleză, este una dintre darurile care au fost aduse lui Isus. Mir. Este o plantă... E un simbol al sacralității monarhiei. Exact, da. Exact ce spuneați. Și culoarea albă este specifică și pentru aceste momente, funeralii regale. Da, și mi-aduce aminte de faptul că Simon Armitage, poetul laureat al Marii Britanii, a scris o poezie cu această ocazie pe care a intitulat-o Florilegiu, în care o compară pe regina Elisabeta a II cu o lăcrămioară care dăinuiește peste granița și hotarul înfloririi sale. Așa se încheie poezia. Vorbeam despre cât de impecabil sunt organizate aceste evenimente pe care le urmărim, iată, astăzi la Digi24 și avem și un reprezentant român care s-a ocupat de aceste funeralii. Este vorba de generalul major Christopher Ghica, comandor al Ordinului Imperiului Britanic, descendent al familiei Ghica, este responsabil de organizarea din punct de vedere ceremonial a funeralilor reginei Elisabeta II și spunea într-un interviu pentru BBC, este ultima mea misiune pentru regină, dar prima misiune pentru rege. E mult spus. Și proprietar al palatului de la Mogoșoaia. Da? Este al lui, de fapt, palatul de la Mogoșoaia. Să vedem ce o să se întâmple în continuare. Da? Da, culmea este că am văzut acea emisiune live și atunci am văzut cât de multă reținere putea să aibă în fața unui proiect care este gigantic. Având la activ 3 funeralii regale, pot să spun că probabil acest om nu a mai dormit de vreo 3 zile și își dedică întreaga viață casei regale. Sper să continue într-o asemenea poziție și în domnia regelui Charles, având în vedere legăturile cu România, sunt sigur că va avea puncte albe în plus și până acum misiunea este executată impecabil. Dați-ne, domnule Paleologu, și o perspectivă a oamenilor, a milioanelor de oameni care stau acolo. Sigur, noi vorbim despre Casa Regală, despre modul în care au fost organizate aceste evenimente, dar cei de rând care astăzi sunt acolo, care au stat ore în șir pentru a ajunge la catafalc? Da, pentru că monarhia are partea asta foarte frumoasă că se adresează tuturor. Sigur, vedem aristocrația britanică în toată splendoarea lui. Uite că avem și un reprezentant al aristocrației românești, să nu uităm, da? Ghica e campioană în istoria României la domnii, da? E familia cu cele mai multe domnii în istoria României. Deci e vorba de aristocrație, de elitele sociale Marii Britanii, dar e tot poporul, da? Tot poporul și în forțele armate, tot poporul pe stradă, milioane de oameni au stat la coadă, nu știu, câte, 24 de ore au stat unii la coadă. Eu am stat 4 ore la regele Mihai. Am avut noroc că am prins un moment în care nu se stătea foarte mult la coadă. Da, au stat enorm de mult la coadă. Vă dați seama că sunt milioane pe străzi și mai sunt sute de milioane, miliarde, care urmăresc acest moment emoționant. Că bănuiesc că și în România suntem câteva milioane care ne uităm fie pe Digi, fie pe Pro TV, fie pe TVR, adică toată lumea se uită. E un moment în care s-a cam oprit omenirea întreagă și se uită la acest moment extrem de emoționant, superb,
da, înălțător, un spectacol sublim. Este și o reflectare a faptului că regina a fost la acești oameni, cel puțin în Marea Britanie. 31% dintre britanici au văzut-o odată în carne și oase. Iar ca proiecție, portretul său este cel mai reprodus, cea mai reprodusă operă de artă din lume. 1 miliard de exemplare. Toți o recunosc. Acel păr, acea față, au devenit simboluri ale democrației, stabilității, tradiției față de care ne poziționăm. Și de asta noi aici, care nu suntem parte din Commonwealth, de exemplu, ne uităm și noi la aceste evenimente. Și așa cum spunea doamna Marina Rotaru, care a fost puțin mai devreme la noi în platou, astăzi toți suntem elizabetani, da? Și așa cred că acel moment emoționant când am văzut sicriul purtat de la Westminster Hall spre Westminster Abbey, chiar au arătat acest lucru, mai ales că s-a auzit acel cimpoi. Vă mulțumim tare mult pentru prezență, pentru această discuție. Ora 15, cortegiul va ajunge la Arcul Wellington, de aici sicriul e mutat în dricul funerar și va merge către castelul Windsor. Sunt evenimente pe care le urmărim în continuare la DJ24. Vor fi Teodora Tompea și Claudiu Pândaru în continuare alături de dumneavoastră. Mulțumim că ne-ați urmărit!